În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea înapoi și s-a întors în orașul său. Și iată că i-au adus pe un slăbănog care zăcea în pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, ți se iartă păcatele tale. Atunci unii dintre cărturari au zis în sinea lor: acesta săvârșește blasfemie. Dar Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre? Că ce este mai lesne a zice: ți se iartă păcatele tale? Sau a zice: scoală-te și umblă? Ca să știți însă că putere are Fiul omului pe pământ de a ierta păcatele, atunci a zis slăbănogului: scoală-te, ia spatul tău și te du la casa ta. Și sculându-se el, și-a luat patul și s-a dus la casa sa. Iar mulțimile, văzând aceasta, se minunau și slăveau pe Dumnezeu. Această putere, cuvântul Domnului, laudă ție, Hristoase, prin cuvintele Evangheliei, să ni se ierte nouă păcatele. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. 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 Îndrăznește, fiule, îndrăznește, fică, ți se iartă păcatele tale. Iubiți frați și surori întru Hristos Domnul, scumpe candidate la marele și dumnezeiescul legământ și chemare pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos v-a făcut-o din veșnicie. Și iată, astăzi o vedem împlinită înaintea ochilor noștri. Iubite frate, întru Hristos slujitor, scumpii mei copii și oameni binecuvântați al lui Dumnezeu care ne ascultați pe internet. Vreau să vă spun astăzi, înaintea ochilor minții, sufletului, Duhului dumneavoastră, că există niște lucruri pe care Dumnezeu nu le cunoaște. Și noi știm că Dumnezeu este atotștiitor. Dar totuși există niște lucruri pe care Dumnezeu nu le cunoaște. Și primul lucru pe care nu-l cunoaște Dumnezeu este că Dumnezeu nu cunoaște. Fiți foarte atent. Niciun păcătos care să nu aibă nevoie de iertare. Și dacă sunteți de acord, spuneți amin. Amin. Deci noi toți suntem păcătoși. Spune Epistola către Romani, în capitolul 3, cu versetul 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a venit în lumea păcătoasă. Și mie îmi place să spun și rece, pentru că oamenii păcătoși sunt reci. Oamenii lipsiți de slava lui Dumnezeu sunt reci. Pentru ca să ne dăruiască iertarea păcatelor. Și ca să înțelegeți lucrul acesta cel mai bine, vreau să vă spun o întâmplare din viața Sfântului Ioan Bosco. Într-o zi, Sfântul Ioan Bosco, nu are predicator și cuvântător al lui Dumnezeu, s-a întâlnit cu trei copilași care jucau mingea pe maidan. Și le-a spus: veniți încoace să vă dau o binecuvântare. Și după ce le-a dat binecuvântarea, nu i-a lăsat, ci le-a pus o întrebare. Voi, dacă s-ar întâmpla să muriți peste 5 minute, ce ați face?
Ce ați face voi dacă s-ar întâmpla să muriți peste 5 minute? Primul, determinat, cu voce tare, a zis: Părinte, eu m-aș duce la preot și m-aș spovedi. Și Sfântul a zis: Bine ai face. Al doilea, cu capul ușor un pic plecat, a zis: Părinte, eu aș întoarce înapoi ceea ce ieri am furat. Pentru că am luat o jucărie de la un copilaș și toată noaptea n-am putut dormi de gândul acesta. Bine ai face și tu, a spus Sfântul. Al treilea, stând foarte liniștit, cu mingea sub soară, a spus: Tu, eu m-aș juca, Sfinte Părinte, mai departe. Pentru că în fiecare zi m-am pregătit pentru plecarea în veșnicie. Eu m-aș juca mai departe. Mi-aș vedea de cele pentru care Dumnezeu m-a hărăzit pe acest pământ, dar și de lucrurile mele. De ce v-am spus întâmplarea aceasta, scumpire? Pentru că o nevoie fundamentală pentru mântuirea sufletelor noastre este în primul și în primul rând iertarea păcatelor. Și vreau să vă motivez pentru cuvântul de învățătură și până la sfârșitul acestei liturghii, ca să-i răspundeți personal la Dumnezeu la întrebarea: cum stai cu păcatele? Tu ai păcatele iertate? Pentru că noi știm că plata păcatului este moartea. Dar darul fără plată al lui Iisus Hristos este viața veșnică. Deci Domnul Iisus Hristos a venit să ne dăruiască viața veșnică. Dar nu putem intra în veșnicie dacă nu avem păcatele iertate. Cel mai mic păcat trebuie iertat. Cel mai mic păcat trebuie pus unde? Sub sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Singurul, subliniez, singurul care poate ierta păcatul. Scumpii mei, să nu ne îmbătăm cu apă rece. Nici un preot nu poate ierta păcatele. Preotul dă binecuvântarea în numele Domnului nostru Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor. Domnul spune, și am citit: în dar ați primit, în dar să luați. Cărora veți ierta păcatele vor fi iertate. Cărora le veți ține, ținute vor fi. Dar eu nu iert în numele meu. Eu iert pentru mine, pe fratele Mihai. El mi-a greșit și eu zic: frate, te iert, sau te rog să mă ierți. Asta este iertarea mea. Dar iertarea adevărată se capătă numai în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că El ne-a adus iertarea pe Domnul. El n-a venit, zice, n-a venit să judec lumea, ci am venit să mântuiesc lumea. Da. Să fim iertați de păcat. Deci primul lucru, țineți minte, pe care Dumnezeu nu-l știe pe pământul acesta, nu cunoaște Dumnezeu și nu știe niciun păcătos care să nu aibă nevoie de iertarea în Hristos. În Roman 10:13 zice așa: oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Oricine. Dar oare chemăm numele Domnului? Dar spune și într-un alt loc în Evanghelie: oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege, să se depărteze de păcat. De ce, scumpii mei, ne place să cochetăm cu păcatul? De ce astăzi suntem sfinții Domnului și mâine suntem păcătoși Domnului? De ce astăzi și știm și simțim pe Dumnezeu că este în mijlocul nostru și ne agățăm de poala hainei lui Dumnezeu cu toată stăruința și strigăm la El: Doamne, iartă-mă! Și apoi cădem mereu și mereu în aceleași păcate. Să știți că în viața fiecărui om, poate n-a știut lucrul acesta, există un păcat dominant. Un păcat în care mereu și mereu cade respectivul om. Pe acel păcat să-l mărturisiți prima dată. Cu acel păcat să veniți prima dată înaintea lui Dumnezeu.
Nu-i suficient să spunem, Doamne, ți-am greșit cu cuvântul, cu lucrul, cu gândul, cu fapta sau cu omisiunea, Doamne, fă ceva, iartă-mă, zi ceva. Nu. Dați păcatului nume. Pentru că mișelul diavol, când păcătuim, fiți foarte atent. Mișelul diavol, când păcătuim, zice, stai liniștit, nu te vede nimeni, nu te aude nimeni, cu alte cuvinte, îți ia rușinea și o dă înapoi a ta. Și atunci când vii la mărturisire, ți-o pune înaintea ta. Rușinea. Dar oare cum vom sta înaintea îngerilor lui Dumnezeu? Și înaintea tuturor oamenilor care acum nu ne cunosc, dar într-o zi vor vedea înaintea tuturor faptele noastre. Scumpii mei, cel mai mic păcat, o minciunică mică, i-a condamnat pe Anania și Safira la moarte. Și noi săptămâna aceasta, de câte ori ar fi trebuit să murim? Fiecare zi. Numai harul tău mă ține, numai harul, numai harul. Scumpii mei, dacă astăzi suntem aici, înseamnă că Dumnezeu ne-a mai dat o șansă. E șansa ta. E ziua ta. E ceasul tău. E ceasul tău. A fost ceasul lui. A fost. Astăzi este ceasul tău. Este ceasul iertării. Dumnezeu proclamă în dreptul nostru al tuturor iertare. Cu o condiție. Să o acceptăm. Să accepți în dar iertarea lui Hristos? Ți se pare, credinciosule, necredinciosule, ateule, liber cugetătorule, filozofule sau pălmașule? Ți se pare un lucru extraordinar? Iertarea lui Dumnezeu a venit peste întreg pământul, peste toți oamenii, în dar. Fiul lui Dumnezeu a plătit plata pentru toate păcatele care s-au făcut înainte de El, contemporan cu El și după El. Fiul lui Dumnezeu, soră scumpă, a plătit plata păcatelor puișorului care acum se naște în maternitate. Și dacă mă mai ține Dumnezeu lumea asta peste 18 ani sau 15 sau știe Dumnezeu cât va păcătui și va face un păcat. Dumnezeu a plătit și plata acelui păcat. Cu o condiție. Ca acel prunc să se întoarcă la Dumnezeu. Să recunoască cu toată ființa lui că este păcătos și apoi să vină cu o inimă sinceră și smerită spunând ceea ce surorile noastre astăzi îmbrăcate în alb mărturisesc. Că doresc să-L urmeze pe Iisus Hristos de astăzi în veșnicie. Adică se mută de pe calea lumii pentru că există două căi. Știm cu toții, nu este calea de mijloc. Am bătut monedă în predice aici în biserică de noi adevărat. Calea vieții, spune Domnul, și calea morții. Ți-a pus înainte, omule, calea vieții și calea morții. Eu nu te pot așeza, frate Petru, pe calea vieții sau pe calea morții. Numai tu te poți așeza. Pe calea aceasta te așezi singur. Nu te duce nici părintele de mână, nici tata, nici copiii. Nimeni. Pe calea aceasta te așezi singur. Și mergi pe ea spre veșnicie. Veșnicia, de asemenea, ți-o ales singur. O veșnicie cu Domnul în slavă sau cu scaravoschi la plânsul și scrâșnirea dinților. Tu ți-o alegi veșnicia. Deci Dumnezeu în marea Lui iubire ne dă această libertate, extraordinară libertate, să ne alegem singur veșnicia. Spunea părintele Nifon ieri la prislop, Domnul Iisus Hristos să-L binecuvinteze. Că vă pasă de sufletele voastre. Că știți câtă valoare este în sufletele dumneavoastră. Dumneavoastră știți ce aveți în dumneavoastră? Un suflet. Un suflet pe care Dumnezeu vi l-a dat ca să-L țineți pentru El. Să-L dăruiți Lui. De aceea este atâta luptă pentru sufletele noastre, soră luminiță. De aceea satana, mustrea Domnul, râgnește ca un leu. Pe cine să apuce?
se dă o bătălie cumplită între viață și moarte, între veșnicie și neam, între lumină și întuneric, între credință și necredință, între păcătos, fiți foarte atenți, neiertat și păcătos iertat. Pentru că este o mare diferență și trebuie să înțelegem lucrul acesta. Pe lume există două feluri de păcătoși. Unii iertați și alții neiertați. Cine se bate cu pumnul în piept și zice că eu sunt iertat, eu nu mai am nevoie de Hristos, eu de acum mă duc spre veșnicie, se înșală. Dar cine vine și spune și mărturisește, pentru mine a murit Hristos, eu am lăsat păcatele mele unde? La crucea lui Hristos. Iar sângele iertării, urgând peste păcatele mele, unde le-a aruncat? În marea uitării. Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Am spus-o în biserică și întăresc acest cuvânt. Noi nu vom fi niciunii dintre noi, scumpii mei, judecați după păcatele noastre. Că dacă am fi judecați după păcatele noastre, toți am mereiat. Noi știți după ce vom fi judecați? Dacă l-am primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, sau nu. Dumnezeu ne va arăta într-o zi ce a făcut El pentru noi și în altă zi ce am făcut noi pentru El. Clar. Și tu vei sta în mijloc. Nu va fi nici tata, nici mama, nu va fi nici părintele, nici mitropolitul, nici preasfințitul. Nu. Vei fi singur înaintea lui Dumnezeu cu două ecrane. Două ecrane, vi le imaginați. Imaginați. Și Dumnezeu va arăta tuturor, uite, asta am făcut eu pentru tine. Uite, asta ai făcut tu pentru mine sau pentru tine, pentru mântuirea sufletului tău. Singur, singur te vei pune pe calea veșniciei sau pe calea osândirii. Nu va trebui nimeni să-ți mai spună. Va veni Dumnezeu și va zice îngerului secretar, deschide puțin cartea. Se va deschide o carte înaintea noastră a tuturor. Știți care este cartea aceea? Cartea vieții. Și va zice, la pagina 548 să vedem, scrie numele Ion. Și tu vei spune, nu te mai osteni că nu scrie. Nu te mai osteni că nu scrie. Pentru că am auzit tone de predici. Am fost la zeci de mormântări. Au zis părinții, măi, pocăiește-te și tu. Măi, vino și tu la biserică, mă, pune-te și tu pe calea lui Dumnezeu. Și-am tot amânat, și-am tot amânat, și-am tot amânat. Ca să mai las mintea și firea și trupul să mai nebunească un pic. Și-am zis, nu vă mai obosiți, îngere secretar, că nu scrie de mine aici. De mine scrie în altă carte, în cartea iadului. Pentru că dacă nu deschizi cartea asta, uitați-vă bine ce scrie pe ea, Biblia. Și dacă nu ți-e dragă cartea asta, și dacă nu o citești și nu o împlinești, să știți că are și cel rău o carte. Și acolo scrise toate blestemele de pe pământ și toate înjurăturile de pe pământ și toate faptele nelegiuite de pe pământ. Și ca Domnul Iisus Hristos să scrie numele în cartea asta, în cartea vieții, tu trebuie să faci astăzi ceva, să nu mai arunci. Și să iei o hotărâre clară și fermă în dreptul tău, să spui așa, Doamne, eu poate n-am înțeles, dar am călătorit astăzi de la Făgăraș până la Vinț, de la Târnova până la Vinț, da? Sau, țineți-vă bine de scaune, din Italia până la Vinț, din Italia până la Vinț, și în seara asta sora are avion înapoi, ca să înțeleg un singur lucru, că eu trebuie să mă împac cu tine. Tu te-ai împăcat cu mine, Doamne. Tu ți-ai făcut partea ta. Acum eu trebuie să-mi fac partea mea. Scumpii mei, uitați-vă bine la cartea asta. Niciun preot de pe pământ n-a predicat cum a predicat Iisus Hristos în cartea asta. Tot alergăm noi după pochi. Cu har. Pochi, nu pochi. Pochi. Care le dau cu vânta în cap. Și îi spun, deșteaptă-te, mai. Ridică-te, măi, trezește-te, măi! Nu fi drag Iisus Hristos să-i ascultați cuvintele. Nu fi drag Iisus Hristos să vedeți ce-o mai zis. Ce-o mai zis, cum s-o mai oprit, ce-o mai făcut. Toate le descoperiți în cartea aceasta, în Biblie.
Deci primul lucru care îl țineți minte este predica dumneavoastră. Este predica vieții dumneavoastră. De ce? Vă spun eu imediat de ce. Pentru că avem o zi toți în care ne-am născut. 2 aprilie. Țineți minte, ziua părintelui. Fac reclamă singur. Da? Dar avem o zi în care am înțeles de ce ne-am născut. Uitați-vă. Trei suflete înaintea noastră care astăzi mărturisesc înaintea lui Hristos, a îngerilor văzuți și nevăzuți, care sunt îngerii văzuți, sunt sfinții din biserică, să știți complimente. Să nu mă îndoiți de lucrul acesta. Că ele au înțeles de ce s-au născut. Iată-le aici. Și primul lucru care Dumnezeu nu-l știe, dar noi îl știm de astăzi, că niciun păcătos pe pământ nu poate să facă un pas înainte fără iertarea în Hristos. Deci Dumnezeu nu cunoaște sau nu știe niciun păcătos care să nu aibă nevoie de iertare. În al doilea rând, un lucru foarte important. Dumnezeu nu știe niciun moment mai bun să te întorci la El decât, ziceți, tare, astăzi slăvit să-i fie numele. Pentru că auziți ce spune în 2 Corinteni 6:2. Astăzi este ziua potrivită. Astăzi este ziua potrivită, da. Astăzi este ziua mântuirii. Iar în Evrei, capitolul 4, niciunul dintre voi să nu se pomenească a veni prea târziu. Care dintre noi ar putea spune, Diana, tu mai știi? Sau e sigur că mine vei trăi? Sau că mine te vei mai întâlni cu prietenele tale? Cu surorile tale? Cu frații tăi? Cu tovarășii tăi de voie bună, să zic așa. Nu știu niciunul dintre noi. Deci Dumnezeu nu știe niciun moment mai bun să ne întoarcem la El decât astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, spune Domnul, ci întoarceți-vă la mine, slăviți să-i fie numele, cu pocăință. Da. Scumpii mei, Evanghelia de astăzi, noi o găsim în trei locuri. Și în Marcu, și în Matei, și în Luca. Pentru cei care sunt iubitori de cuvânt, Marcu capitolul 2, Matei capitolul 9, Luca în capitolul 5. Un om slăbănoc. Un om slăbănogit de păcat. Pentru că păcatul te slăbește. Păcatul te zmerește în neadevăratul sens al cuvântului. Dacă noi nu ne zmerim, e vai și amar de noi. Dacă noi nu ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, nu avem nicio șansă. Omul paralizat trupește, fiți foarte atenți, aude cuvinte, iertate sunt păcate. Omul paralizat trupește, aude cuvintele, iertate sunt păcatele. Toți l-au așteptat pe Iisus Hristos cum pe pământ? Ca eliberator. Poporul evreu era sub dominație romană. A intrat Iisus biruitor în Ierusalim, au strigat Osana, bine este cuvântat, în sfârșit cade Cezarul, în sfârșit lumea auzim de Irod, de taxe, de impozite și așa mai departe. Și Domnul rămâne stupefiat la gândurile lor. În al doilea rând, l-au văzut tămăduind boli și au zis, avem taumaturgul, avem vindecătorul, în sfârșit avem leac pentru covrig. Și Domnul i-a tămăduit și Domnul a vindecat și a spus, nu pentru asta veni. Într-o altă zi le-a mulțit pâinele. Și a zis, în sfârșit nu mai trebuie să lucrăm. Că avem pe unul care ne dă pâinea noastră cea de toate zilele. O, dacă ar fi asta. Dar nu e asta. Pâinea noastră cea de toate zilele. Vă propun o predică exact cu titlul ăsta. Pâinea noastră cea de toate zilele. Și o să vedem noi atunci care. Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Vedeți cum stau la predică și ascultă. Nu fac gălăgie, pe mine nu mă deranjează. El e cel mai iubit ascultător al meu din ziua de astăzi. Domnul să te binecuvinteze. Și a zis așa, în sfârșit, avem pe unul care ne dă de mâncare. Și Domnul a zis, nu pentru asta.
Domnul a rămas indiferent că toți, dar toți, au pierdut din vedere ce? Păcatul. El venise să plătească plata păcatelor noastre. Așa se întâmplă cu omul păcătos, așa se întâmplă cu mine, așa se întâmplă cu tine, așa se întâmplă cu fiecare din noi. Pe măsură ce se instalează noi păcatul, scumpii noștri, dispare dorința de a veni spre Dumnezeu. Dispare rugăciunea, dispare postul, dispare voința, dispare gândul, mă, hai să mă duc și la biserică, că e zi sfântă de sărbătoare. Păcatul pune dominație pe noi și în felul acesta ne separă de Dumnezeu. Pentru că păcatele voastre, spune Domnul, pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Fratele, Domnul să-l binecuvinteze, ne-a spus că el a lucrat acela biserică de noi adevărat. Eu nu-l cunosc, dar îmi trebuie să spun, el știe ce înseamnă să zidești. Dar noi suntem cei mai buni zidari. Să știți că suntem calificați toți înaintea lui Dumnezeu cu diplome de zidare. Pentru că în fiecare zi zidim câte o cărămidă care ne desparte de Dumnezeu. Dacă nu aveți nicio calificare pe pământul ăsta, sau aveți prea multe, să știți că mai aveți una plus. Domnul vă numește zidare. Toată ziua zidim. Toată ziua clădim la ziduri. Dar luați pentru numele Domnului ciocanul și barosul lui Dumnezeu, care este cuvântul lui Dumnezeu, și spargeți odată zidul acela. Pentru că numai cu cuvântul lui Dumnezeu îl veți putea sparge. Ce spune Domnul în Efeseni? Luați și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Tăiați toate legăturile. Dărâmați tot, spargeți tot. Și eliberați-vă calea spre împărăția lui Dumnezeu. Sabia este mâna dumneavoastră. Ciocan este mâna dumneavoastră. Faceți lucrul acesta. Pentru ce? Pentru salvarea sufletelor dumneavoastră. Scumpii mei, nevoia fundamentală a omului contemporan este iertarea păcatelor. Noi românii zicem, dă Doamne sănătate, că e mai bună decât toate. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Iadul e plin de oameni sănătoși. Iadul e plin de oameni sănătoși. Am venit de la 480 de kilometri. Oare tânărul acela care a murit în fața mea pe drum, nu era sănătos? Ba da, cum să nu? Și avea și o mașină cu nu știu câți cai. A zis, dă-i, calco! Era foarte sănătos. Dar mă întreb, a avut păcatele iertate când a plecat în veșnicie? Când a trecut pe lângă mine, numai atât am zis, Doamne, iartă-l. Scumpii mei, dacă aveți o rugăciune care să o spune zilnic înaintea lui Dumnezeu, să spuneți primul lucru, rugăciunea de iertare a păcatelor. Nu mai începeți cu, Doamne, dă sănătate, Doamne, vindecă-o pe soacră mea, Doamne, lasă să reușească copilul la facultate. Nu. Doamne, copilul meu este iertat? Ce făcea Noe, mă iertați, Iov, în fiecare seară? Se ruga pentru gândurile care le-ar fi avut copii, gândurile rele. Doamne, copilul meu este iertat. Doamne, dacă copilul meu pleacă acum în veșnicie, unde va pleca? Dacă soțul, dacă soția, dacă mama și așa mai departe. Primul lucru, rugați-vă pentru iertarea păcatelor. Că e târziu să spunem cu fratele Vasile la mormântare care duce colacul. Doamne, iartă! Și cum să zice preotul în curte, să rugăm pe Dumnezeu ca Domnul să-l ierte. E târziu, frate, eu n-așa cum să spună lucrul ăsta. Atunci e și judecat omul respectiv. Nu mai vorbim de iertare. L-o și judecat Dumnezeu. După ce a plecat, după ce a închis ochii. Atâta timp cât îți bate o inimă în piept, Dumnezeu îți dă oportunitatea de a primi iertarea păcatelor. Și te întreb, cum stai cu păcatele? Ai păcatele iertate? Dacă nu le ai, să nu ieși astăzi din biserică neiertat. Să nu ieși astăzi din biserică cu păcatele după tine. V-am tot invitat-o și vă mai invit și astăzi.
urmăriți că atât de frumos călătoria creștinului după cartea lui John Bunyan. Și o să vedeți ce are omul ăla în spate. Toată ziua citind o carte pe stradă, dar el cu păcatele în spate. Mergea să răbuți. El nu știa povara din spate. Dar au venit o zi. O mare zi. O sfântă zi. Vine o zi. Vine o zi. Da? Știți cântarea? Când s-a întâlnit cu crucea lui Hristos. Îmi place de el, pentru că pășind spre cruce n-a mai putut să meargă în picioare. A mers târâș. La un moment dat mergea în genunchi. Ești cel mai frumos. Mergea în genunchi. Și în momentul acela constată că îi se taie funile care îi țineau legate torba cu păcate și se urcă și pică povara jos. Dar mai mare a fost mirarea, pentru că ațintindu-și ochii pe cruce și spunând doar atât: mulțumesc! Parcă la urmă, ce frumos o zice. Mulțumesc. Se uită după păcate, mulțumesc. Și păcatele lui s-au pierdut. S-au pierdut în acel loc. Pur și simplu au dispărut total. Și atunci am înțeles, pentru prima dată și ilustrat de data aceasta, că fiecare din noi trebuie să avem un moment în viața noastră când ne întâlnim cu Iisus Hristos. Și momentul acela poate să fie printr-o predică, soră. Sau momentul acela poate să fie mergând pe la sora Maria, pe la Cluj, pe la două, trei citostatice. Sau momentul acela poate să fie unde vreți voi, la o mormântare. Dar există un moment în care trăiești sindromul Mioriței. Ați auzit de Miorița, palata? Iarba nu-ți mai place, gura nu-ți mai tace, te culci seara pe pernă, n-ai somn, te frămânți, nu ești împăcat cu tine, deși banii sunt în conturi, deși copiii sănătoși, servici, păpica-i păpică, excursia-i te așteaptă, există totuși ceva. Și acel ceva nu este altceva decât păcatul care apasă greu pe sufletul tău. Și cu păcatul acela tu trebuie să vii la cruce. La crucea lui Hristos. La crucea de la Golgota, Doamne, vin să genunchez cu viața mea. Auziți, sunt obosit de-al meu păcat. Știți ce ne obosește? Nu o viață de 8 ore trăită. Uitați-l aici, e fratele nostru. A lucrat la mină, mi-a povestit foarte mult. Și nu i-a fost de ajuns mina, pentru că a venit și s-a mai angajat și după ce a ieșit la pensie. Că a zis, măi, stai un pic, în Biblie scrie că omul, dacă nu muncește, să nu mănânce. Și a venit și uitați-l la ce. Frumos, vertical, botezat, iertat, mântuit și în Biserica lui Hristos. Și vezi tineri, la 25 de ani, obosiți. Supărați, ocârșați. Uitați-vă duminica dimineața când veniți spre biserică, uitați-vă la ei cu mic cu sticlele în mână de la discoteca celuilalt. Uitați-vă, obosiți, supărați, dărâmați. Și noi oameni cu față senină și blândă venim la casa lui Dumnezeu. Scumpii mei, păcatul pune stăpânire pe viața noastră. Păcatul ne arată ceea ce suntem, numai dacă te uiți un pic atent la om, îți dai seama că este păcătos iertat sau păcătos neiertat. Scumpii mei, știți cine s-a încărcat cu păcatele noastre? Iisus. Slăvit să-i fie numele. Haideți să citim numai câteva versete, să vedeți ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi și pe urmă o să vă pun niște întrebări. Pentru că vreau să facem o predică aplicativă astăzi. Fiți foarte atenți. Isaia, capitolul 53. Ador. Ador acest capitol. Vă invit să-l citiți. Totuși el, fiți foarte atenți, suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și izmerit. Dar el era străpuns, atenție, pentru păcatele noastre. Zdrobit pentru
fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut asupra Lui, dar prin rănile Lui noi suntem tămăduiți. Amin. Scumpii mei, au zis că prin rănile Domnului nostru Iisus Hristos suntem tămăduiți. Când aveți o boală, primul lucru la care să vă gândiți, închideți ochii și gândiți-vă la rănile sângerânde ale Domnului nostru Iisus Hristos de pe cruce. Dar noi ortodoxi, noi nu avem meditații eucharistice. Noi nu avem meditații la crucea lui Hristos. Noi nu venim cu viața noastră la cruce. Noi ne împăcăm cu Dumnezeu prin acatiste. Noi ne împăcăm cu Dumnezeu prin tot felul de alte lucruri intermediare. Culmea că frații catolici au înțeles treaba asta și noi nu vrem. Ca frații catolici fac calea crucii în fiecare vineri. Noi nu facem numai în Vinerea Mare. De ce? Numai în Vinerea Mare avem nevoie de iertarea lui Hristos. Lasă că ne merge la maslu. Că măsluierile ne iartă. Scumpii mei, noi trebuie să ne întâlnim cu Hristos. Uitați-vă, am pus-o în mijlocul bisericii. Până acum o stat sus în pod. Pentru că n-am avut și fratele Domnului Iisus Hristos să le binecuvinteze, ne-a făcut stativ la crucea aceea. Acolo, lângă cruce, unde stă fratele, puteți îngenunchea și în timpul Sfintei Liturghii, că pe mine nu mă deranjați. Dacă simțiți nevoia să-i spuneți ceva lui Hristos, merge și puneți-vă acolo în spatele lui fratele Mihai și dați-i drumul la mărturisire. Pentru că acolo tu te întâlnești cu Hristos, la cruce. Nu ai ce căuta la împărtășanie până ne-ai ajuns la cruce. Nu ai ce căuta la liturghie. Nu ai ce căuta la botez și la legământ, dacă n-ai trecut pe la cruce. Pentru că la cruce se iartă păcatele. Acolo veți auzi din partea Domnului cuvintele: Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Extraordinar. Prin cruce? Sau la cruce îți iartă păcatele? Da. Prin sângele cruce îți iartă păcatele. Sângele noului legământ. Slăviți să fie Domnul. Atenție! Noi rătăceam toți ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Când auziți de drum în Biblie, să știți că nu-i de bine. Când auziți de cale în Biblie, să știți că e de bine. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegirea noastră a tuturor. Și mergem în versetul 10, în 53. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața, atenție, ca jertfă pentru păcat, iarăși păcat, va vedea o sămânță de urmași. Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propoși în mâinile Lui. Amin. Amin. Vedeți, problema lui Dumnezeu de la începuturi a fost păcatul. A fost păcatul. Și problema noastră în ceea ce privește păcatul este pe a 7-a, a 10-a, a 11-a, a 20-a prioritate. Primul gând când te trezești dimineața, să-i spui așa: Doamne, eu sunt în regulă cu Tine. Nu-mi place cuvântul în păcat, că lumea ar înțelege altceva, știi limba română. Eu sunt în păcat cu Tine. Nu. Nu sună bine. Doamne, eu sunt în harul Tău sau sunt încă sub incidența păcatelor mele? Doamne, ia-mă de aici și mută-mă într-o stare după voia Ta. Zice stare. Mută-mă pe calea Ta. Amin! Amin. Mută-mă pe calea Ta. Minunat! Așa este. Doamne, eu sunt pe calea Ta sau sunt pe drumul lumii, care permite atâtea benzi, 8 pe sens, și într-o parte și într-alta. Doamne, dă-mi putere. Deci Domnul se preocupă de păcatele noastre și trimite lumina ochilor Săi ca să ne ierte păcatele. Și noi zicem: Doamne, dă-mi sănătate că mi-e bună decât toate. Nu, fals! Doamne, vreau să am iertate păcatele. Plata păcatului este moartea. Dacă am un singur păcat, mă despart pe veșnicie de Tine. Cum se curăță păcatele? Vom vedea imediat. Cum se iertă păcatele? Vom vedea imediat. Cum știu că am iertate păcatele? Vom vedea imediat. În primul și în primul rând, scumpii mei, iertarea păcatelor noastre se bazează pe jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Exact ce am spus, tu trebuie să ajungi la cruce. Auziți ce spune 1 Ioan capitolul 2:2.
El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi și a celor care nu vor să vină la ei. Să vină la ei. De aceea v-am spus că Domnul le va arăta. Măi, eu am murit pentru tine. Și ție ți-a fost indiferent. Eu am plătit plata păcatelor tale. Tu ai fost iertat, tu ești absolvit. Dar certificatul de absolvire îl primești de la mine, din mâna mea. Păi eu am plătit în locul tău. Eu am fost la tribunal în locul tău. Când sentința judecătorului spunea condamnat, eu am deschis ușa și am zis, numai puțin, domnul judecător, plătesc eu cauțiunea, uitați, eu sunt Iisus. Mă încarc eu cu vina păcatelor lui, pe el eliberați-l. Eliberați-l. Se potrivește aici, trebuie să spun, că mă ceartă Duhul lui Dumnezeu dacă nu o spun. Un președinte. Nesemnificativ numele și nesemnificativ statul, dar ceea ce a făcut. S-a dus mama unui tânăr la el și a zis, vă rog frumos, iertați-l pe copilul meu. A greșit din neștiință. E tânăr, iertat, iar o viață înainte. Dați-i o șansă, vă rog frumos, domnul președinte. Multe organizații au început cu pancardele, au defilat. Grațiere, grațiere, iertare, iertare, iertare. Toată ziua la el în celulă, popi după popi, pastor după pastor, să te pocăiești, să te smerești, să te pui în îngheială cu Domnul. Știți cum arătăm noi cu degetul? Cu degetul spre ăla, dar nu ne uităm că avem trei spre noi. Noi suntem mai păcătoși decât ăla. Atâta l-au obosit, atâta l-au băgat prin tot felul de citate, atâta mătăni și acatiste și paraclise și nu au terminat. Și o zis la gardian, te rog în numele Domnului, când auzi că vine un popă, să-i spui că nu s-a cinit. Că l-au nebunit ăștia. Toți au venit în loc să aducă iertarea și iubirea lui Hristos, să le ia în brațe, Domnului, vino mă, că pentru tine a murit Hristos. Dumneavoastră știți că pe un păcătos primul lucru trebuie să le iei în brațe? Ca să înțeleagă ce a făcut Hristos pentru el? Luați-i pe oameni în brațe, voi iertați-i lui Dumnezeu, că voi nu sunteți aricii lui Dumnezeu. Să-i împungeți. Voi sunteți mântuiții lui Dumnezeu. Ei sunt aici. De-aia nu vin la biserică. De-aia nu-și găsesc loc printre noi. Că credem că ei împunge. Dar ei nu știm că noi iubim. Bun. Și a venit guvernatorul acelui stat având la el scrisoarea de grațiere. A bătut la ușa celulei și a zis nici nu vreau să aud. Dar nici pleacă de aici, nu vreau să aud, nu știa cine, bineînțeles. Îl săcăiseră ăștia la aici, o săptămână. Și la un guvernator, dacă îi spui, nici nu vreau să aud de tine, el nu-și cere iertare și nici nu mai insistă. Și și-a scrisoarea și-o bagă în buzunar și pleacă. Și a venit judecătorul și a spus, trebuie să-l condamnăm, doamnă, pentru că nu a primit grațierea. Cum n-a primit grațierea? Nu, zice, l-a scos afară pe guvernator. Știți ce a apărut? În ziar, în diprese, cel mai publicat ziar din lume, să spuneți tuturor, a declarat tânărul, că eu nu mor pentru păcatele mele, ci pentru că l-am dat pe guvernatorul vieții mele, pe cel care a venit cu scrisoarea de eliberare și de iertare, afară din viața mea. Adică Domnul care în fiecare zi zbate la ușa inimii, spune, numai puțin, stai abic, am o emisiune la televizor, numai puțin că am colega la mine și trebuie să o rezolv. Numai puțin, Doamne, că am teza mine. Lasă-mă cu rugăciune. Numai puțin, Doamne. Numai puțin. Îți deschid și ție puțin mai încolo. Și trece ziua și iarăși ai uitat și iarăși păcatul e acolo și colcăie și îți roade ca o cangrenă inima și n-ai treabă și te duci înainte pe calea lumii neiertat, nemântuit, neîmpăcat, nespovedit. Și a spus, să spuneți întregii lumi, eu n-am murit pentru păcatele mele, pentru vina pe care am făcut-o, ci pentru că l-am scos afară pe guvernatorul vieții mele, adică pe Iisus Hristos. Iertarea păcatelor nu se bazează pe meritele noastre, ci pe jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că în 1 Ioan 4 cu 10 zice, El ne-a iubit pe noi și l-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Iar în 1 Petru 1 cu 18 am fost răscumpărați prin sângele scump al lui Hristos. Toți! Domnul nostru Iisus Hristos
ne-a iertat pe toți. Puteți să înțelegeți lucrul ăsta, scumpii mei. Cine nu a înțeles că Domnul ne-a iertat, înseamnă că n-a înțeles nimic din creștinism. N-a înțeles nimic din mântuire. Noi suntem toți iertați. Cu o condiție. Să venim la Domnul și să facem voia Lui și să-i mulțumim. Da. Și să ne predăm. Doamne, dacă Tu ai murit în locul meu, Doamne, eu trebuia să fiu acolo. Dar dacă Tu te-ai suit pe cruce în locul meu, eu nu mai pot rămâne indiferent față de un astfel de Dumnezeu care m-a iubit. Și spune culmea că El ne-a iubit întâi, pe când eram noi încă păcătoși, sub incidența păcatelor noastre. Doi, fiți foarte atenți. Cum avem păcatele iertate? Sau cum ne împăcăm cu Domnul nostru Iisus Hristos? Prin mijlocirea Domnului nostru Iisus Hristos pentru noi. Avem la Tatăl un mijlocitor, soră. Ești față de biserică, ca poziție geografică, la atâția kilometri. Poate nu mai ai timp să vii la părintele, poate nu mai ai timp să vii la liturghie, poate nu mai ai timp să vii la mărturisire. Dar zice că avem la Tatăl un mijlocitor, care este Hristos Domnul. Haideți să auzim ce spune Evanghelia. 1 Ioan, capitolul 2, cu 1. Avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. 1 Timotei 2 cu 5. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Atunci de ce pune mai mulți? Atunci de ce găsesc eu prin acatiste? Că de fiecare dată am schimbat cuvântul ăsta. Da. De ce găsesc eu prin acatiste că Maica Domnului e mijlocitoare pentru noi? Nu e mijlocitoare. Maica Domnului este rugătoare sfântă. Sfântul Anton sau Sfântul Clement sunt rugători, nu mijlocitori pentru noi. Sunt indicatoare către Hristos. Că eu nu pot să te iau pe tine, soră Cristina, și să te duc înaintea lui Dumnezeu ca mijlocitor, numai ca rugător. Că unul singur mijlocește pentru noi. De aceea nu ne sunt ascultate rugăciunile. Că nu înțelegem și nu venim la Dumnezeu și nu îl punem pe Dumnezeu pe piedestalul, pe soclu care scrie pe el Dumnezeu. Între noi și Dumnezeu ne place să punem atâția intermediari. De ce? Vă spun de ce. Ca să complicăm calea mântuirii. Știți de ce? Pentru că zice, mă, nu se poate să fie așa de simplu. Ba da, mântuirea e la îndemâna tuturor. Și ne facem înțelepți și ne dăm doctoratele în dogmatică și luăm firul și și lucrurile simple. Du-te mai cu viața ta la Hristos. Vino cu viața ta la Hristos. Uitați trei oameni care au înțeles ce trebuie să facă cu viața lor. Soră Luminița, te-am chemat tu să vii la Hristos? Nu. Soră Irina, de ce ați venit la Hristos? Nu știu, am fost chemată prin dumneavoastră. Slăviți să fie Domnul. Slăviți să fie Domnul. Pe Iisus Hristos. De ce veniți la Iisus Hristos? Îl iubiți, așa e? Aș fi vrut, dacă aș fi putut, dar nu am voie, să le auziți ce au mărturisit astăzi înaintea lui Dumnezeu. Declarându-și dragostea față de Dumnezeu. Dar o să le auziți imediat. Vă le las, las cu mine. Astăzi ele vor predica mai mult și mai frumos decât mine. Vă spun eu. Imediat. În Evrei 7:25, de aceea și poate să mântuiască în timp de săvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, prin Iisus. Pentru că trăiește pururea să mijlocească pentru noi. Căci nu există alt mijlocitor decât Iisus Hristos Domnul. Deci, am jertfa și am mijlocirea. Mai am ceva. Astea le-a făcut Dumnezeu pentru mine. S-a jertfit și mi-a dat pe Iisus Hristos ca mare preot și mijlocitor. Acum trebuie să fac eu două lucruri, frate. Matale le-ai făcut. Și eu trebuie să le fac și fratele și oricine trebuie să le facă. Două lucruri care trebuie să facă, să le facem noi. Unu, să ne pocăim și să ne mărturisim păcatele. Ați văzut ce mișele diavolului. Deschidem supermarketurile, deschidem mall-urile, deschidem terasele,
bisericile, lasă-le să mai stea puțin închise. Lasă să mai băgăm câteva suflete în iad. Pocăința și mărturisirea în Hristos se realizează în Biserica lui Hristos. Că nu te poți pocăi fără biserică. Nu te poți mărturisi fără biserică. Deși unii zic, da, am mărturisit Domnului păcatul și mi-a iertat vina păcatelor. Da? Știți cum sună asta? Ca și când te-ai mutat de ciupi, știți? Dintr-o parte într-alta. Nu se poate. Nu se poate. Soră, vă dau un exemplu. V-ați rugat de atâtea ori, Doamne, iartă-mă, în cămăruța dumneavoastră. Dar astăzi când ați auzit, în numele Domnului Iisus Hristos, ești iertat. Cred că sună altfel, nu? Da. Pentru că Domnul și-a luat și un martor la iertarea dumneavoastră. Și acel martor este sacerdoțiu. E taina preoției. Nu eu am instituit-o. Hristos a instituit. Luați Duh Sfânt. Cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate. Atenție! Cum să le iertăm în numele Lui? Prin El, prin biserică, nu în afară de biserică. Mă duc la cuvioasă. Mă duc la cuvioasă, la Parascheva, acum câteva zile, la Iași, în biserică. Stau în cuminte cu măscuța la guriță, mă duc, îi mulțumesc cuvioase că am ajuns la ea, îi dau cinstea cuvenită, sfinților dați-le cinstea cuvenită. Și mă întorc frumos, stăteam și priveam spre altar. O bătaie pe umăr. Părinte, am ceva de mărturisit Domnului. Opa. Hai încoace. M-am uitat unei o strană liberă. Am reverendă, fără patrafiruri. Frate, simte-te liber. Și am înțeles de ce o trebuie să fiu în acel moment, în acel loc, la cuvioasă. Frate, dă-i drumul. Și-o da drumul. Și-o curs lacrimi, și-o curs sânge, sângele iertării și Domnul și-o proslăvi numele într-un închinător adevărat. Am fost ieri la prisloc. Mă întâlnesc cu părintele Nifo, mi-l drag de el de nu mai pot, sora-i martoră. Zic, părinte, ați văzut câtă lume aceea în jur? Uitați-vă pe internet, că am postat aseară. Hai să le zicem două cuvinte, că noi suntem copiii Domnului, părinte. Hai să le zicem o cuvânt de învățătură. Și eu, ca să-l provoc pe el, zic, uitați, eu mă întâlnesc mâine cu credincioșii mei, nu vă cunosc. De aceea, din zona vințului. Dar le pune o înregistrare. Și așa începe părintele. Zice, părintele m-a provocat și zice, vreau să vă zic câteva cuvinte. Și și-o dat drumul părintele meu și la urmă am completat eu și au fost sute de oameni care au stat și-o ascultat. Și Dumnezeu și-o proslăvit numele în locul acela. N-am mai știut din momentul ăla, toți au tăbărit și în jurul meu și în jurul părintelor, uns, un de lemn, binecuvântări, rugăciuni. Sora aici, până am urcat la cruce, nu știu câți m-au luat în brață și eu pe ei și am pășit înspre Hristos. Am ajuns la cruce, la părintele Arseni. M-am uitat în spate, bă, coadă lungă, eu la cruce, ăia cu florile, bă, zic, dar ce e aici? Un simplu ritual? Zic, fraților, cu toții, acum! Și am început rugăciunea Tatăl nostru. Știți cum sună Tatăl nostru din 300-400 de oameni spuse cu căldură? Altfel a fost. Altfel a fost. Spune-mi, prezența dumneavoastră de creștin într-un anumit loc trebuie să se simtă. Trebuie să se vadă. Și vin la punctul 3 al predicii. Cum știm că am păcatele iertate? Cum știm că suntem păcat cu Dumnezeu? Deci Domnul ne-a primit prin jertfa Lui și Domnul ne este mijlocitor. Dacă ne pocăim și ne mărturisim păcatele. 1 Ioan, capitolul 1, cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. De orice nelegiuire. Iacov, capitolul 5, cu 16. Mărturisiți-vă unul altora păcate. Care păcate, frate? Păcatele care le-am făcut eu în raport cu Dumnezeu, nu. Păcatele, dacă ți-am greșit, eu vin și mă mărturisesc. Așa mă învață Domnul.
dacă nu mă asculți, mă iau cu mine pe fratele Mihai și pe fratele Nicu. Doi martori. Doi martori. Dacă nu, zice că vine și spune al bisericii. Dacă n-ascultă nici de biserică, du-te cu Domnul. Asta sunt păcate. Să nu înțelegem greșit. Să nu înțelegem că noi trebuie să ne mărturisim numai preotului. Exact ce spunea la sora la început. Poate nu mai ajungi. Te mărturisești Domnului și mărturisirea o faci în fiecare seară pentru că ai la tata un mijlocitor. Ce frumos ați înțeles predica de azi, slăvit să fie numele Domnului. Auziți, Psalmul 32 cu 3. Câtă vreme am tăcut, asta cu minte am ascuns, sub acoperire, masca, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele necurmate. Atunci s-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32, 32 cu 3, 32 cu 5. Deci cum ne împăcăm și prin iertarea păcatelor? Prin pocăință care este personală și mărturisire. Atenție! Lucru care nu ne place nouă. În al patrulea rând. Pentru că și noi iertăm pe cei ce ne greșesc. Știți de ce nu iertăm? Să țineți minte. Dacă nu atât rămâneți din predică, e suficient. Pentru că nu am fost iertați. De-aia nu iertăm. Pentru că nu am fost iertați. Nu ne-am pocăit destul, nu ne-am mărturisit destul și nu avem o inimă sinceră înaintea Domnului și înaintea aproapelui. De aceea nu iertăm. Pentru că nu am fost iertați. Domnul nostru ne spune atât de frumos, Matei 6, 14, 15. Dacă iertați oamenilor, au zis că nu ortodoxilor, catolicilor, pentecostalilor, martorilor, iehoviștilor. Nu! Oameni. Dacă iertați oamenilor greșelilor lor și Tatăl vostru cel cerem va ierta greșelile voastre. Dacă nu iertați, nici tata nu te iartă. Marcu 11 cu 25. Și când stați în picioare, aici am vrut să ajung, de vă rugați.